Isabela Vasiliu Scriba, La centenarul Marii Uniri, o privire filozofică asupra istoriei României. Manipularea sau dresajul mediatic aliniază, netezește diversitatea. A o pune în discuție, a o critica, înseamnă a te sustrage uniformizării. Față de vremurile când numai institutele superioare se dovedeau a fi instrumente de dominare prin înrăurire politică, secolul trecut a adus noutatea mass-mediei, mijloc de clonare a gândirii pe șablon, cu atât mai eficient cu cât reușește mai bine să anihileze dreptul constituțional a fiecărui om de a gândi diferit. Pentru a putea mai bine controla mass-media în România ocupată de armata lui Stalin, s-a desființat multitudinea de edituri, păstrându-se doar editura politică a Partidului Comunist, după 1948 condusă din umbră de Silviu Brucan. Atunci s-au eliminat din librării și din biblioteci mai toate scrierile rezultate din participarea nemijlocită a românilor la cultura europeană, cu specială atenție pentru împiedicarea difuzării lucrărilor semnate de personalități a căror prestigiu trecuse de mult granițele ciuntite ale României mari. Ne gândim la următoarele scrieri istorice interzise înainte de 1990, dar care și azi sunt practic de negăsit, autorii fiind istorici burghezi în ghilimele, în majoritate masacrați în temnițe politice comuniste. Ne vin în minte, în primul rând, scrierile academicianului martir G.I. Brătianu, Teorii et réalités de l'histoire hongroise, 1940, L'histoire romaine écrite par les historiens hongrois, 1943, La Moldavie et ses frontières historiques, 1940, Origine et formation de l'unité roumaine, 1943, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, 1945, și la ediția a doua din 1942 a volumului Un enigme, un miracle istoric, Le peuple rumen, tradus în italiană și germană. Apoi lucrările academicianului Nicolae Iorga, Istoria românilor din Transilvania și din Ungaria, și cele 10 volume, Istoria de rumene de romanite balcanic. Un fost student din promoția istorică a profesorului Iorga observase cu justețe că Nicolae Iorga, ale cărui conferințe erau audiate cu viu interes atât în capitala Franței, cât și în capitala României întregite la 1918, a fost primul care a izbutit să arunce fundamentele adevăratei civilizații românești, anume în acțiunea întreprinsă la Semănătorul. Și filozoful martir Mircea Vucănescu a redat părerea lui Naionescu, după care istoricul Iorga ar fi fost preotul valorilor eterne ale neamului și condontierul donchișotesc al marilor idealuri, în monografia scrisă prin anii 40 și publicată cenzurat după jumătate de secol. În 1937, academicianul Ioan Lupaș a tipărit volumul Istoria Unirii Românilor și în 1943 a publicat o lege votată în Dieta Transilvană din Cluj la 1842. Acestui istoric academician, supraviețuitor al regimului de exterminare din temnița politică a Sighetului, îi mai apăruse lucrarea Sfârșitul suzeranității otomane și începutul regimului Habsburgilor în Transilvania, precum și volumul din 1938 Realități istorice în voievodatul Transilvaniei din secolele 12-16. Întemnițatul academician Ion Nistor a fost autorul volumului La Besarabii e la Bucovin în 1937. Istoricul Ion Moga, deținut și el în închisoarea comunistă de la Sighetul Marmației în lotul istoricilor români, a scos în 1940 la București lucrarea Siebenbürgen in dem Wirtschaftsorganismus des rumänischen Bodens, interzisă în comunism
și în 1944 la Sibiu două lucrări, Voievodatul Transilvaniei și Le Rumen de Transilvanie au Moyen-Age, tradusă și în italiană. Academicianul Silviu Dragomir studiase originea coloniilor române din Istria, publicând în 1926 o carte cu acest titlu, după ce în 1924 i-a apărut lucrarea Vlahii și Morlaci, studiu din istoria românismului balcanic, și în 1922 Vlahii din Serbia în secolele 12-15, toate trei nefigurând în Wikipedia, după cum nu figurează nici cele două volume care amintesc de perioada în care profesorul Silviu Dragomir a predat istorie bisericească, istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII-lea. Întors la Cluj după refugiul Universității Clujene la Sibiu, academicianul Silviu Dragomir a mai apucat să publice în 1946 studii și documente privitoare la Revoluția Românilor din Transilvania în anii 1848-1849. Pe urmă a fost evacuat din universitate și din academie pentru a fi trimis după gratii în Universitățile lui Teohari Georgescu. Premiat de Academia Română fusese și năsăudeanul academician Nicolae Drăganu pentru a sa lucrare din 1933 interzisă în Ungaria, Românii din veacurile 9-14, pe baza toponimiei și a onomasticii. În anul morții lui Naionescu, istoricul Zenovie Păclișanu, autor al volumului din 1923 Luptele politice ale românilor ardeleni, din anii 1790-1792, membru corespondent al Academiei, îl întreba telefonic pe Naionescu, aflat sub atern de supraveghere din ordinul lui Carol al II-lea, despre o episcopie ortodoxă primind informații amănunțite de la eruditul gânditor religios. Păclișanu, arestat și dus la Sighet în 1950 de mercenarii ocupantului sovietic, care apoi l-au transferat în închisoarea politică de la Gherla, unde a și murit, publicase în 1942 L'art et la manière de faire des Hongrois și în 1943 Politica minoritară a guvernelor ungurești, 1867-1914, tradusă și în engleză, iar în 1944 Die maghiarische Ordnung in Mitteleuropa, tradusă în franceză și italiană. În refugiu de la Sibiu, profesor academician Silviu Dragomir, care va fi pensionat forțat de la Universitatea Clujeană în 1947, a scris La Transilvanie avant et après l'arbitrage de Vienne, Sibiu 1943, și 25 ans après la réunion de la Transilvanie à la Roumanie, 1943. Cred că e ar fi suficientă menționarea acestor titluri pentru a ne imagina ce a displăcut și încă nu convine celor cu putere de decizie de ieri și de azi în scrierile istoricilor burghezi, în ghilimele, arestați, torturați și uciși prin închisori. Cumanu B., vigilent urmăritor afișei mele din Wikipedia, scria prin culisele confiscate enciclopedii că istoricii burghezi au fost reabilitați de Nicu din Scornicești. Am pus majuscule ca să arate pe Cumanu B. cum este el, un wikipedist câștigat pe vecie de ideologia comunistă, îndreptând la ură contra burgheziei și vehiculând jumătăți de adevăr, fiindcă nici când n-au fost reabilitați toți istoricii burghezi. Cât privește opera celor reabilitați, din ea s-a publicat puțin tel de tot. De fapt, în comunism, reabilitarea, permanent frânată de cei cu putere de decizie rămași pe creasta valului și după 1990, a însemnat repunerea pe piață a câtorva volume de istorici, printre care și G. Brătianu, republicat după 1987, când se știa de schimbarea de regim din 1989, cum aflăm din cartea lui Ion Varlam, Pseudo-România, București 2004. Semnificativă este și alegerea pseudonimului.
Încă de la începutul secolului XIX, Gheorghe Șincai observase că denumiri precum cumani indică o dominație politică și nici de cum felul populației. Acest lucru îl scria Șincai în cronica sa, terminată la 1808, știpărită 45 de ani mai târziu la Mănăstirea Neamț. Cumanu B., supraveghetor ideologic al Wikipediei și iubitor de cumani, n-a rezistat ispitei de a consemna și părerea sa despre naționalismul șovin a școlii ardeleni, probabil spre a se vedea opțiunile păzitorilor Wikipediei confiscate de o mafie cu interese vădit antiromânești, dispuși la rapida ștampilare pentru discreditare. Consultând pe 15 noiembrie 2018 Wikipedia, am sezizat că ea ascunde moartea după gratiile închisorii din Sighet a septuagenarului general Henri Cicovski, erou decorat de români și de francezi pentru vitejia sa în luptele de la Mărășești. Așadar, unul din mulții făuritori ai României întregite uciși în temnițele comuniste. Filozoful Petre Țuțea, închis 13 ani în regim de exterminare, spunea că face parte din generația celor care au făcut România mare și care au fost martirizați prin închisori politice. Într-o notă din volumul meu de eseuri intitulat Contextualizări elemente pentru o topologie a prezentului, enumerasem o parte din istoricii și academicienii tocați în închisori cu grija de a scrie pe actele de deces persoană fără ocupații. Academician George Brătianu, academician Alexandru Lapedatu, istoricul basarabean Ion Pelivan, care a făcut parte din delegația României la conferințele de pace de la Paris și Geneva, academician Silviu Dragomir, academician Ștefan Meteș, academician Ioan Lupaș, ultimii trei fiind supraviețuitori ai regimului de exterminare din închisoarea de la Sighetul Marmației. Plecat la Domnul de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, unul dintre martirii închisorilor spusese colegilor de detenție că opresorii lor își imaginează că deținuții din temnițele politice ar fi fost învinși, dar ei neagă lucrarea lui Dumnezeu în istorie și nu cunosc căile lui. Părintele Arhimandrit Gherasim Iscu, 1912-25 decembrie 1951, și martirul Mircea Vulcănescu tălmăcise înainte de arestare versurile din Rilke, sugerând ideea că cei sfinți trecuți în lumea de dincolo se roagă pentru cei rămași în viață. Supraviețuitor temniței din Sighetul Marmației a fost și savantul Ion Nistor, profesor de istoria românilor la Universitatea Cernăuțeană, unde a învățat tatăl meu. Academicianul Ion Nistor, arestat în 6 mai 1950, odată cu acei istorici care îi va cita în 1999 Vasile Spinei, cum vom arăta mai încolo, a fost cel care în 1918 a redactat și a citit Actul Unirii Bucovinei cu România. În anul când colonelul sovietic Anna Pauker, născută Robinson și înălțată la grad de însuși Stalin, a înființat securitatea împreună cu Vasile Luca, alias Laszlo Luca, și Teohare Georgescu alias Bura Stescovici, academicianul Ion Nistor a fost îndepărtat din Academia Văduvită în 1948 și de alte prestigioase personalități ale spiritualității românești, precum George I. Brătianu, Silviu Dragomir, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Pepe Panaitescu, George Fotino, Ștefan Bezdechi, Ioan Lupaș și alții. Într-o ședință din anii 50 a înaltului for decimat de slujile ocupantului sovietic, academician Traian Săvulescu, președintele Academiei Repere, a avut admirabila îndrăzneală de a spune că istoricul Ion Nistor este întemnițat pentru motive pe care nu le cunoaște. Agentul sovietic Iosif Kișinevski, a cărui secretar era Paul Cornea, a replicat cu promptitudine că securitatea l-a arestat datorită apartenenței fostului academician la Partidul Liberal. Același motiv, lipsit de orice bază juridică, fusese invocat și la arestarea universitară a Alice Voinescu
și probabil a foarte multor alții. Pe când încă trăiau scriitorii care se bucuraseră de libertatea de gândire și de creație făcută posibilă de Marea Unire de la 1 decembrie 1918, argumentul comunistului semi-analfabet n-a impresionat. Dar în zilele noastre, oricine poate auzi pe canalele mass media oficiale motivațiile întemnițărilor comuniste invocate în anii 50 de Kișinevski alias Iosca Broitman. Președintele Academiei i-a replicat în 1955 analfabetului numit Țarul Culturii, datorită puterii pe care o deținea, că legislația internațională și națională nu consideră contravenție a fi demnitar în guvernele liberal, țărănism, Gogacuza și altele. Ba mai mult, la motivul că deținutul Ion Nistor ar fi după gratis și pentru că a publicat articole antisovietice, academician Traian Săvulescu a spus că este un abuz a califica drept antisovietică o problemă istorică privind relațiile românilor cu Rusia, apoi cu RSS. Desigur că în lagărul comunist, atare atitudine față de un reprezentant de frunte a regimului de ocupație sovietică a României a fost o excepție, căci la vremea dictaturii comuniste, care a durat 45 de ani datorită terorii polițienești, sprijinind teroarea ideologică, reacția firească de împotrivire la anularea libertății de gândire, nu se putea ivi decât după grații de temnițe comuniste. Dar răspunsul românesc la mutilarea gândirii ce se petrecea în țara subjugată s-a ivit în exclusivitate dincolo de cortina de fier, unde se găseau Mircea Eliade, Nicolae Herescu, Dionise Ghermani, Sever Pop, Horia Stamatu, Emil Turdeanu, Vintilă Horia, Alexandru Randa, Octavian Vuia, Ion Varlam și alții. Numai că scrierile exilaților s-au dovedit pe 1990, cu greu revenite acasă prin firea verei tipăriri petăcute, în tiraje minuscule și în condiții precare. Când tipărirea s-a făcut mai la vedere, a urmat quasi-automat reducțiu ad Hitlerum pentru anihilarea oricărei admirații pe care scrierea exilatului sau autorului interzis de cenzura comunistă ar fi trezit-o spontan. Clonarea gândirii pe șablon începută de ocupantul sovietic după ciopărțirea României s-a continuat fără nicio stabilă de ca și cum decembrie 1989 n-ar fi existat. Totuși ar fi de reținut momentul 1990, atunci când s-a început sărbătorirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, precum și falsul anticomunist afișat de oficial după 1990. Falsitatea s-a văzut însă din împotrivirea acerbă la tentativa de a fi scoase la lumină crimele regimului comunist. Când la 23 august 2015 s-a comemorat la Tallinn, în Estonia, ziua victimelor comunismului și ale fascismului, încadrate împreună drept crime împotriva umanității motivate ideologic, România a fost absentă. Pentru că puțin înainte recunoscuse valabilitatea sentințelor judecătorești motivate ideologic în comunist și reinstituite prin legea 217 din 2015, încadrarea la fapte penale a delictului de opinie. Profesorul dr. Nuțu Roșca, autor al documentatei lucrări intitulată Închisoarea elitei românești, amintea în 1998 de amânările ce au durat ani de zile și de greutățile de neînvins care l-au forțat să publice doar un compendiu după ce a tot așteptat publicarea amplei sale lucrări pe care o depusese la mai multe edituri. Tot în 1998, de asta dată nu la o editură oarecare, ci la o mare editură bucureșteană, apărea și Paradoxul român al lui Sorin Alexandrescu. Spre deosebire de compendiu istoric al cercetătorului Băimărean, istoria pusă pe piață de editura Univers, cu sediu în fosta Casa Scântei, probează perfecta continuitatea perioadei dinainte de 1990, când erau interzise orice referiri la detențiile politice. În volumul fostului profesor de română de la Amsterdam,
sunt omise toate informațiile legate de temnița politică făcută de academicianul Ion Nistor și de alți făuritori ai Marii Uniri. Însă și istoricul Victor Spinei, când scoate la oficiala editură Poliroma a doua ediție a Mării Negre de la origini până la cucerirea otomană, amplu volum publicat de Gheorghe Bătăianu în 1943, uimește în 1999 cititorul prin meșteșugita formulare menită a ascunde temnița politică pe care au îndurat-o istoricii români de elită. Academicianul Spinei scrie că G. Bătăianu și o serie de alți istorici au avut o capacitate de creație diminuată, vezi, Doamne, datorită împrejurărilor speciale în care s-au aflat în ultimii ani de viață, ceea ce îl apropie prin similitudinea situației de Cece Giurescu, Pepe Panaitescu, Papa Costea, Nistor, Lupaș, Lapedatu, Dragomir, Păclișanu, Sauciuc, Săveanu, Lăzărescu, Marcu și de numeroși colegi de generație. Semne ale îndoctrinării post-decembriste le-am sezizat și într-un volum intitulat A doua schimbare la față, apărut la Iași în 2008, pentru că el a fost conceput de Teodor Codreanu, pornind de la niște premise întru totul false. Amăgit de strategia profitorilor regimului comunist de a învinovăți victimele comunismului, autorul avansează ideea că mutilarea spiritualității românești s-a fi datorat în două rânduri trădării intelectualilor. Prima oară, prin invocatul colaboraționism pe care îl tot profesează mass media post-decembristă, prin lichele ce vorbesc de lichelism, colaboraționismul cu ocupantul sovietic de după 23 august 1944 ar fi produs, vezi, Doamne, o primă schimbare la fața României. Ori nu așa s-a schimbat o țară în care circa 2 milioane din cetățenii ei au ajuns în temnițe politice din 1944 până în 1964. Despre amploarea crimelor comunismului a scris doctorul Florin Mătrescu în masivul volum Holocaustul Roșu de 1430 de pagini apărut la editura Irexon din București. Scriitorul dizident Solzhenitsyn, născut în 1918, avansase ca număr de victime ale comunismului sovietic 65 de milioane. Gorbaciov l-a micșorat la 40, în timp ce Stefan Courtois, colaboratorul Cărții Negre, făcuse următoarea mărturise. Un imagine pâle travaille acharné qui m'a coûté même les 20 millions pour les faire accepter par mes collaborateurs, tous comme moi, ancien admirateur de l'URSS. Cum bine se știe, după Ialta anului 1945, România a fost ciuntită, jecmănită, decapitată și transformată dintr-o țară liberă într-o gubernie sovietizată, cum scria la Paris criticul Virgil Iorunca. În cuvântarea pe care a ținut-o la deschiderea Universității din Odessa pe 7 decembrie 1941, guvernatorul Gheorghe Alexianu le spunea studenților că, indiferent de sistemul de opresiune, indiferent de numărul lagărilor de muncă și de exterminare care v-au obligat să acceptați politica statului sovietic în lupta dintre comunism și democrație, oricât ar durea ea, va învinge până la urmă democrația. Fostul profesor de drept constituțional de la Universitatea din Cernăuți, din octombrie 1926 până la cotropirea teritoriului românesc de către bolșevici în 1940, a prevăzut cu exactitate mersul istoriei. Într-adevăr, după multe decenii de totalitarism comunism, a învins democrația. Un singur lucru i-a scăpat din vedere acestui mare jurist, care a participat la elaborarea codului Hamangiu, de o valoare neegalată până în zilele noastre. Din comunism, ca și din hitlerism, a supraviețuit exercitarea terorismului ideatic prin instituirea delictului de opinie. Teroarea preventivă a continuat să existe ca un bun pe deplin câștigat, dincolo de schimbarea de conținut a ideologiilor de dreapta sau de stânga, observase cu justeție Ion Varlam în 1993,
în definirea totalitarismului o exigență a prevenirii prin lege a pericolului totalitar. Delictul de opinie și-a reînnoit mereu statutul de lege, mai nou abuzându-se de șantajul cu antisemitism. Dar nu s-a abandonat nici formula magică Reductio ad Hitlerum, prin care mulți nevinovați au îndurat temnița politică în comunism. Iată de pildă cum a funcționat reducția la hitlerism în cadrul doctorului Vasile Voiculescu arestat în așa numitul lod al rugului aprins. La una din anchetările după gratii, poetul septuagenar a fost forțat să recunoască un lucru inițial negat, anume că misticismul ar fi tot una cu legionarism. Foaia a fost adăugată la dosarul ce cuprindea acuzația de misticism și declarația după care marele scriitor, batjocorit și ghinciuit de torționari, recunoștea că a scris și difuzat din 1947 până în 1958 poezii cu conținut religios de îndemn la o viață duhovnicească. Înainte de a-și da duhul, Vasile Voiculescu i-a spus fiului său: Ionică, eu mor. Mor, m-a omorât. Ai grijă că sunt mai pervești decât crezi tu. În studiul său despre originea și evoluția totalitarismului, Ion Varlan evidenția faptul că Revoluția franceză a fost cea care a inventat teroarea ideologică. Orice persoană suspectă a nu gândi conform dogmelor iacobine era trimisă la ghilotină. La colocvie de filozofie de la Tecuci, după ce părăsisem sala în care vorbisem despre filozoful martir Mircea Vulcănescu, perioada Criterionului și foarte puțin despre Sfântul Arsenie Boca, mi s-a întâmplat să-l aud în 2011 pe invitatul de la Craiova, căreia de câțiva ani îi oferisem cu autograf cele două volume despre filozoful Naionescu din 2000 și volumul Mistica Platonică apărută la Slobozia în 1999, spunând că eu aș fi de dreapta. Postate pe YouTube intervențiile mele din 2011 și din ceilalți ani în care am participat la colocviul Ion Petrovici de la Tecuci, pot dovedi netemenicirea acestei acuzații făcute pe la spate. Dacă admir realizări spirituale demne de admirat, nu înseamnă că te situezi pe poziții politice de dreapta, doar că ai căpătat în timp acel discernământ care multora le lipsește. Admirându-l pe Mircea Eliade, m-am bucurat să-i pot citi jurnalul portughez. Nu mică mi-a fost însă surpriza când, comparând prima din 2006 cu a doua ediție românească din 2010, am constatat cenzurarea lui Eliade la editura Humanitas. În ediția din 2010 fuseseră cenzurate pasajele în care savantul de renume mondial consemnase pe 2 iulie 1941 date statistice privitoare la masacre, deportări, violuri, totalizând pe durata unui singur an 400.000 de victime ale comunismului printre românii din Basarabia și Bucovina de Nord, invadate în 1940 de Stalin. Din jurnalul ținut între 1941 și 1945 de atașatul cultural al legației române, fusese îndepărtate informațiile istorice neconvenabile ideologilor comuniști bine indoctrinați. De fapt, nu doar cenzurarea informațiilor despre masacrarea populației românești din provinciile supuse regimului comunist după ocuparea lor de către armata sovietică în 1940, dovedesc de plină continuitate a ordinii oficiale abolite în 1990, cum scria fostul deținut politic Ion Varlam. Chiar și excelentele mele păreri despre gândirea filozofului Mircea Vulcănescu, martir al temnițelor comuniste, îi deveniseră în toamna anului 2011 suspecte a fi de dreapta Universitatului Craiovean. Acesta, compilând biobibliografia filozofului Mircea Florian, a sărit atât peste Marea Unire de la 1 decembrie 1918, cât și peste vara apocaliptică a anului 1940, prima reamintită anual după 1990, a doua mereu uitată de oficial. Dresat de mass media înainte și de după 1990, să uite ambele momente semnificative din istoria românilor, editorul postdecembrist al lui Mircea Florian
n-amintit în cronologia sa, alcătuit în 2004, nici de bucuria Marii Uniri, nici de cutremurătoarele barbarii din provinciile românești încorporate de Stalin în URSS sau de masacrele din toamna anului 1940 făcute de armata și administrația maghiară la Ip, Trăsnea, Ciumarna și Păușa, când tricolorul românesc a fost bătut în cuie pe spatele românilor. 991 de hristoși fiind astfel crucificați în satele și în cătunele din Ardealul de Nord, 151 la Ip, 81 la Trăsnea, cum scrie Horia Stanca în memoriile sale. După abolirea ideologiei comuniste, contrar celor scrise de Teodor Codreanu, România nu și-a schimbat a doua oară fața. Pentru că, din punct de vedere al mass media oficiale, mari schimbări n-au apărut. Nimeni n-a fost la Roma să facă mea culpa, cum scria Mircea Ciobanu. Un veac au băut, au mințit și au pus unii altora în pâine o travă, vorbe de râs și de ocară și-au scris, fiii din somn și-au trezit să-i trimită la întinse capcane. Toți foștii profitori ai dictaturii comuniste au rămas pe pozițiile dinainte de 1990, ceea ce l-a făcut pe istoricul Varlam să vorbească în pseudo-România conspirarea de conspirări, de perpetuarea dominației ideologice și după schimbarea de conținut ideatic a ideologiei post-decembriste. Dintr-un eseu interzis odată cu operele scriitorilor români îndepărtate de slujile ocupanților staliniști ai României, s-a putut citi după 1990 în revista Gândirea, post-crainic, scoasă de Maica Zanfira Constantinescu de la Mănăstirea Prislop, despre fizionomia istoriei noastre anterioare României mari, când această istorie se înfățișa în forma unui paradox dramatic de a fi una numai în spirit și fragmentar în dureroasa realitate politică. Blestemul care a strivit secole de-a rândul, circa 6 secole, existența noastră ca neam, a fost vecinătatea celor 3 mari imperii a căror poftă căpcăună de stăpânire ne-a ținut sfâșiați și ne-a împiedicat să ne strângem la oaltă într-un singur stat românesc, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Imperiul Rusesc. Nici după cel de-al doilea război mondial, nici după decembrie 1989, România nu a fost trădată de intelectual. Nu s-a schimbat la față pentru că adevărata ei față i-a fost văzută trunchiată. Fără operele întemnițaților politic și fără scrierile românilor exilați, iar după 1990 numai după imaginea confecționată de oficiali. Fiind din categoria profitorilor regimului comunist, oficialii au făcut după 1990 ce făcuseră și mai înainte, cum bine creionase vremurile poetul Mircea Ciobanu. Veac păcătos, cu demon stând la pândă, cu tineri delator pășind la gale, pe urmele bătrânilor lor dascăl. Ai fost la Roma? Nu răspund, mai bine. Rămâi de tot acasă, trage ușa, ascunde cheia și coboară storul. Fă ce ai făcut și acum un veac, adică. Ca o singură noutate post-decembristă, mass media oficială s-a străduit să accentueze cât mai mult asupra identității regionale. Fie sub pretextul dezvoltării cu divizarea României în 7 regiuni de dezvoltare, fie sub pretextul diferențierii ariilor de precipitații, de caniculă sau de îngheț la sol, sau cu felurite alte ocazii în care pe micul ecran al televizorului răsăreau ca ciupercile după ploaie segmente diferit colorate din harta divizatei României. Pe lângă obsesiva repetare a imaginii unei țări alcătuite din bucăți, manipularea oficială destinată cititorilor tineri a folosit și reportajul sau ancheta cu pretenții de obiectivitate. O anchetă încercând în 2011 a explicat pe dos întregul prin parte a fost publicată în Dilema Veche din februarie 2011, revistă oficial premiată în 2018 la Târgu Gaudeamus. Din anchetă se vedea nota bună dată retragerii în regionalisme, adică în identitățile cele mai sărăcăcioase. În Dilema s-a putut citi atunci
că apartenența locală ar înnobila identitatea națională, după opinia unui doctor în istorie, și că identitatea națională ar fi, vezi, Doamne, suma și sinteza identităților regionale, după un scriitor mediatizat de respectiva revistă. Silița și temperat patriotismul local, adică nostalgia după Basarabia sau Bucovina de Nord din care se refugiaseră, elevii dislocați în urma celor două năvăluși sovietice, prima oară în 1940, a doua oară în 1944, erau dresați în 1947 să repete ce scrie în amanolul școlar. La 11 iunie 1941 s-au pus definitiv la punct planurile trădătoare ale agresiunii împotriva țării sovietice. Trecând de partea Germaniei hitleriste, Antonescu conta pe ajutorul german pentru cucerirea de teritorii, conform Mihai Roller, Istoria României, Manual Unic, ediția 3, editura de stat 1947. Cucerirea de teritorii camufla printr-o minciună adevărul istoric al redobândirii provinciilor românești Basarabia și Bucovina de Nord, cotropite de Stalin, unde pe parcursul unui singur an, în vara anului 1940 și până în vara 1941, comunismul sovietic a făcut 400.000 de victime în teritoriile invadate de armata sovietică. Wikipedia confiscată dezinformează cititorii că regizorul Lucian Pintilie, născut în Basarabia românească în 1933, s-a fi născut în RSS ucraineană. În schimb, la Cioran, provenind dintr-o familie românească din mărginimea Sibiului, trece că s-ar fi născut în 1911 în Regatul Ungariei. Istoria României, rescrisă la comandă de comunistul Mihai Roller, nu uită jumătatea de Ardeal oferită în 1940 de Hitler administrație maghiare, dar uită să reprezinte pe hartă provinciile românești, Basarabia și Bucovina de Nord, ocupate de Stalin în 1940-41, în bună înțelegere cu Hitler. Cât privește situația minorităților, atât Mihai Roller, cât și cei care orchestrează din umbră dresajul mediatic postcomunist au beneficiat de serviciile minciunii prin omisiune, neprecizând că pe lângă multele minorități, în România locuiesc români într-o proporție covârșitoare. Trecând intenționat cu vederea că procentul total al minorităților nu depășește 10% din totalul populației, s-a tot încercat după 1990 atacarea articolului 1 din Constituție: România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil, a se vedea articolul universitarului Corvin Lupu postat pe 20 iunie 2019 despre înțelegerea ruso-germană din septembrie 1990 de la Geneva. După deceniile de neîncetate manipulare mediatică, a apărut de-a dreptul uimitoare petiția online prin care, în 3 luni de zile, 7.420 de români, punând identitatea națională mai presus de identitatea regională, au cerut să nu mai fie reprezentați de europarlamentarul Laszlo Tökes din minoritatea maghiară de 6%, vezi anuarul maghiarilor din România, după ce Laszlo Tökes a declarat că 1 decembrie, ziua națională a României, este zi de doliu pentru maghiari. Filozoful Nae Ionescu, cel mai mare publicist din interbelic, observase că în mica țară vecină se poartă doliu fără rost și că ungurii, umplând pe la toate porțile, se vaită fără motiv, fiindcă alipirea Transilvaniei la patria mamă nu a fost în 1918 un act arbitrar sau de violență a românilor. Noi n-am cucerit Ardealul cu armele, n-am cucerit nimic, s-au desfăcut încheieturile proslipite ale vechii monarhii austro-ungare și s-au tras toate neamurile la matca lor. Cum bine se știe, pe 28 decembrie 1918 s-au declarat independenți cehoslovacii, desprinzându-se din Imperiul Boemia și Moravia. Pe 2 noiembrie Ungaria, pe urmă polonii din Galiția s-au unit la Polonia, care s-a declarat independentă pe 5 noiembrie. Pe 12 noiembrie Austria,
pe 24 noiembrie s-a declarat independent regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe 28 Bucovina, iar pe 1 decembrie s-au unit Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș. Din nefericire, datorită unei conjuncturi de moment, doar o treime din Maramureș s-a lipit la patria mumă, două treimi, ajungând după 1945, să aparțină Rusiei sovietice, iar după 1990, Ucrainei.